În data de 19 martie 2015, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus încetarea procedurilor de concurs pentru clarificarea unor aspecte de natură juridică în legătură cu atestarea îndeplinirii unor condiții de participare la selecție. Atunci, Inspectoratul General a motivat suspendarea concursului prin necesitatea de a verifica modul în care a fost dobândit statutul de subofițer în rezervă de către unii dintre candidați. Acum, la mai bine de 2 săptămâni de atunci, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu anunță pe site-ul instituției că va fi reluat concursul de angajare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu a reluat procedurile pentru organizarea concursului în vederea ocupării posturilor vacante de execuție cu recrutare din rândul cadrelor militare aflate în rezerva MEAI. Pentru asigurarea climatului de legalitate și respectarea în totalitate a condițiilor de participare la concursurile organizate de ISU Giurgiu, a fost dispusă în data de 19 martie 2015 încetarea procedurilor de concurs pentru clarificarea unor aspecte de natură juridică în legătură cu atestarea îndeplinirii unor condiții de participare la selecție. Verificările au vizat modul în care a fost dobândit statutul de cadru militar în rezervă de către unii dintre candidați, având în vedere dispozițiile sentinței numărul 29/4/7/2012 pronunțată de Tribunalul Militar București, rămasă definitivă prin decizia penală numărul 45/10/7/2014 a Curții Militare de Apel București. Astfel, în această perioadă au fost solicitate și obținute clarificări referitoare la efectele complete ale hotărârilor judecătorești respective, stabilindu-se că persoanele care au fost încadrate în 2007 prin fraudarea concursurilor nu au și nu pot avea în prezent calitatea de cadre militare. În consecință, reînceperea procedurilor de concurs se realizează prin luarea în considerare a noii situații militare în care aceste persoane se află, iar participarea acestora la concursuri nu este posibilă în această etapă. Noul concurs va avea loc în perioada 24-30 aprilie și va consta într-o probă de evaluare a performanțelor fizice, un test scris și un interviu. Cererile de înscriere la concurs se pot depune în perioada 7-14 aprilie, iar dosarul poate fi completat până pe 20 aprilie.